Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. După 26 de ani de reforme încălcite, relansări ratate și discursuri triumfaliste, e vremea să abandonăm lauda de sine patriotardă și să cădem cu toții de acord. Școala românească este praf, scrie pedagogul de școală veche al Europa FM pe site-ul petreanu.ro, v-ați dat seama despre cine e vorba. Nu vă citesc des de pe blogul lui Petreanu, dar astăzi cred că merită să-i blocați blogul cu atâta trafic și să citiți cu mare atenție că ce a analizat și a explicat pe înțelesul tuturor rezultatele testelor PISA, venite ieri și pe care deja unii le-au transformat într-un mare succes. Mai zice Petreanu așa: au venit noile rezultate ale testelor PISA, e dezastru. Elevii români se plasează mai prost ca în 2012. Cu evaluările de anul acesta, România își consolidează poziția de lanternă roșie în Europa Centrală și de Sud-Est. România e depășită de Slovenia, Polonia, Cehia, Letonia, Ungaria, Lituania, Croația, Slovacia și Bulgaria, adică de toți cei care s-au prezentat la examen. Mai slab ca românii sunt doar românii, pentru că în urma României se află numai Moldova. Iar restul citiți dumneavoastră de pe site-ul petreanu.ro. Doamnelor și domnilor, ceea ce vreau să dezbatem astăzi la România în direct este modul în care noi ne dorim să facem sau să nu facem reformă în țara, în educație în țara noastră. Pentru că, așa cum zice Vlad, s-au încercat sau cel puțin s-au declarat numeroase reforme în ultimii 26 de ani. Unele dintre ele n-au fost reforme deloc, ci au avut o titulatură pompoasă în sensul ăsta. Altele au fost încercări de schimbare care mai rău au bulversat sistemul fără să schimbe însă esența acestuia. Iar astăzi suntem așa undeva pe o buclă care se tot repetă, dar e aceeași, de fapt, în care așteptăm o reformă ce începuse în toamna anului trecut, s-a oprit la un moment dat, a venit președintele Iohannis și a zis: ne gândim în 2015, facem în 2016, legiferăm în 2017 și începe din 2018. Săptămâna trecută, ministrul educației a dat un ordin care, pe cât a sunat de simplu, pe atât de complicat sau de ignorat a devenit între timp. Timpul alocat temelor pentru acasă de către un copil nu poate depăși 2 ore. Asta dacă vorbim de gimnaziu. Școala primară, o oră pe zi. Acum lumea stă și se întreabă cum procedăm mai departe, dar nimeni nu-și pune problema cum ar trebui să modificăm pe mai departe școala din România, astfel încât, într-adevăr, să lăsăm copiilor noștri timp de dezvoltare. Iar școala să nu devină o corvoadă, o muncă de sclavi, atunci când cineva nu respinge sclavia respectivă. Dar v-ați pus vreodată problema, sigur v-am pus-o eu aici de mai multe ori, cum ar fi, de exemplu, să limităm numărul de ore pe care un copil poate să le petreacă la școală și ce ar însemna modificarea programei după aceasta? Dacă ar trebui să zicem 4 ore maximum în școala primară, 5 maximum în gimnaziu, 6 ore maximum în liceu, vă dați seama cum ar trebui schimbate catedrele, angajați profesori și așa mai departe, sau programele, doar prin această modificare. Sau dacă ar trebui să le spunem 3 ore de sport pe săptămână, obligatoriu, sau 2 ore de sport pe săptămână în liceu, obligatoriu. Vă dați seama ce bulversațiuni extraordinare s-ar produce pentru niște chestiuni care altfel sunt de bază. Sau dacă am spune, în mod obligatoriu, școala care are deja instalate camere de luat vederi, trebuie să asigure părintelui posibilitatea de a urmări el și doar el, în timp real, ce face copilul la școală. Vă dați seama câte s-ar schimba doar prin aceste lucruri simple. Cât de tare ar trebui să ne grăbim cu această reformă în educație? Cu aceasta sau cu alta? Cu care reformă în educație? Cu ce ar trebui să începem? Când ar trebui să facem? E mai bine să ne grăbim riscând să îi bulversăm pe copii, așa cum s-a mai întâmplat în alte ocazii? Sau ar trebui să o luăm așa mai cătinel, mai cu dezbateri, mai cu discuții, ceea ce tot facem de 26 de ani? Ce spuneți? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Alex! Bună ziua! Vă ascultăm. Noastră și ascultătorii. Sunt foarte multe lucruri de spus, având în vedere că subiectul nu este deloc simplu. Poate nu e complicat, e complex. Reforma trebuie să se facă, trebuie să se înceapă probabil de la liceele pedagogice. Multe din ele au fost distruse în ultimii ani sau au fost schimbate. Liceele pedagogice sunt cele care scot învățători.
Exact, exact, învățători, dar să nu uităm că baza formează grădinița, ciclu primar, ciclu cinar, pe asta se construiește. Okay. În momentul în care n-ai bază, în momentul în care tu vrei să crești și să dezvolți un copac pornind de la frunze, nu rezolvi nimic. Da, știți, apropo de pedagogie, știți cum devine un absolvent de matematică sau de fizică sau de chimie profesor la o școală? În criza de astăzi? Nu, să vă spun eu că poate nu știți. În timpul facultății există și un curs de pedagogie. Dacă vrei, îl faci, e facultativ. Se face sau nu. Da, exact. Se face sau nu. Știu că și eu l-am făcut. Da, știu cum se face și știu că în ziua de astăzi, având în vedere criza de personal, poți să mergi frumos la o școală oricare, indiferent de perioada anului, pentru că și aici fluctuația este destul de mare și traficul de, hai să zicem, cadre didactice, ca să nu folosesc termen peiorativ, este destul de mare. Și atunci ai noroc să prinzi catedră fizică, chimie, sport, nu contează, chiar dacă n-ai pregătirea necesară. Aici, asta ar fi una dintre probleme, și anume faptul că nu sau că există o lipsă mare de oameni care să aibă și chemare și dar și să vrea să muncească cu copiii și să încerce să aibă rezultate, nu să vină la lucru sau să vadă procesul educațional ca un job, cum mi vine... Deci, Alex, în esență, dumneavoastră spuneți că ceea ce ar trebui făcut prima dată ar fi schimbarea calității pedagogice a dascălilor? În primul rând ar trebui să se încerce căutarea unor oameni care să aibă și aplicare și răbdare, cu riscul de a mă repeta. Aici este destul de greu, dar țările nordice au reușit și au pus la punct un sistem care funcționează și culmea nu este artificial, este un sistem natural. De exemplu, copiii acolo au, că toți vorbeați de ore și întrebați dacă ar trebui mișora numărul de ore sau nu. Asta ca o paranteză fie spus, noi tot timpul încercăm să recuperăm evoluțiile și s-a văzut de-a lungul istoriei chestia asta prin pași mari, grăbiți și de multe ori prost implementați. Așa și în educație. Dacă deci n-ar trebui să ne grăbim. Ideea este că noi nu avem... Eu știu, hai să... Nu avem baza, am înțeles ce spuneți dumneavoastră, într-adevăr. Nu avem background-ul și nu avem politica pașilor, nu politica, nu avem experiența pașilor mărunți. Acumularea se face în timp. Acestea sunt considerațiuni generale. Din ce ați spus până acum, am reținut ca fiind concret doar faptul că ar trebui reînființate, am impresia că s-au desființat, nu liceele pedagogice. Mai există? Foarte multe s-au desființat sau s-au transformat în licee din astea, de samuri, arte și meserii și alte prostii. Și nici cadrele didactice care erau acolo nu mai sunt, mulți au ieșit la pensie și automat n-are, calitatea a scăzut. Bine. Din punctul ăsta de vedere. Da, asta ar fi una dintre soluții. Oamenii, să se pună accent pe oameni și să se facă mult mai atent selecția. Pentru că la urma urmei, la clasă este profesorul și copiii. Profesorul poate să aibă 7, 8, 9, 10 diplome și specializări. Dacă nu e în stare să comunice cu copiii, să-i țină alături și să le insufle pe căi nu neapărat clasice, standard, cum scrie la manualul de pedagogie, și să-i atragă, să învețe, să vină de plăcere la școală, cum ziceați mai devreme, atunci nu ai rezolvat nimic. De asta trebuie, consider, cred eu, și nu personal, că cel mai important este să se pună accent pe cadrele didactice, să li se asigure, în primul rând, un sistem care unde se poate învăța și să deprindă metode. Să începem cu o creștere de salarii. Asta, creșterea de salarii, v-am mai tot ascultat și am auzit multe lume care pune accent pe creșterea de salarii. Este foarte adevărat că un cadru didactic poate fi pus în situații delicate, dar dacă există tact și responsabilitate, nu se lasă influențat de chestia asta. Sunteți profesor Alex? Nu, soția lucrează la grădiniță și eu am terminat modulul de psihopedagogie și știu ce se face și bine. Ce s-a făcut. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. Aș vrea să vă reamintesc faptul că a existat o creștere de salarii de aproximativ 25% pe medie în educație doar în ultimul an. Bună ziua, Elena! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu nu am legătură cu învățământul, vorbesc doar din calitatea de mamă a doi copii, un copil de pregătitoare. Aveți atunci și un copil cea mai puternică legătură posibilă cu învățământul, asta e. Vă ascultăm. După părerea mea, am discutat suficient. Eu m-am săturat să aștept în toate domeniile reformele astea minunate. Cred că ar trebui să plecăm de la niște manuale naționale, unice, cum erau pe vremea noastră. Dacă ne uităm în manualele copiilor noștri, da, vedem că sunt informații incomplete,
Sunt informații foarte amănunțit dezvoltate, dar inutile pentru examenele de capacitate sau pentru bacalaureat, de exemplu. Deci da, facem sunt lucruri, avioane, dar nu mai știm să facem înmulțiri. S-ar putea să aveți dreptate, s-ar putea să nu. De unde sunteți? Din Galați. Din Galați. Și al doilea punct pe care aș vrea eu să-l schimb, eu una l-aș schimba, examenele naționale să nu fie influențate de media anilor anteriori, pentru că așa am ajuns vânător de note și așa am stimulat mafia meditațiilor cu profesorul de la clasă. E adevărat, dar să știți că vânătoarea de note exista și înainte. Doar a fost stimulată de chestiunea asta. Da, și a luat o amploare fantastică. Bun. Și s-a ajuns la un nivel la care profesorul de la clasă face pregătire în școală. Și asta e ceva rău? Păi pe banii el încasează și noi plătim utilitățile, nu? Că noi plătim căldura, noi plătim lumina. Da, Elena, dar ce să facem? Adică dacă altfel nu avem cum să ne facem copii mai competenți... Nu ați înțeles, da, dar măcar să aibă bunul simț și să se ducă la el acasă sau să-și închirieze un spațiu. Ba, mai bine la școală. Mai bine la școală. Pe banii mei, că e copilul meu. Păi atunci să plătească o chirie, domn profesor. De ce doar să încaseze, domn profesor? Elena, aveți o oarecare răutate la adresa domnului profesor, dar eu vă spun în felul următor. Un profesor care vrea să pregătească copiii... Poate să o facă gratuit. Poate să o facă, din punctul meu de vedere, poate să facă și evaziune fiscală. Vă spun sincer că nu mă interesează. Adică, dacă pui în balanță una cu cealaltă... Poate să ne intereseze, că ce îl învățăm pe copilul ăla? Matematică. Îl învățăm că... Fizică, matematică chimie. Și îl învățăm că e ok să facem evaziune fiscală? E mai bine să învețe matematică decât să nu învețe matematică și să habar n-aibă oricum ce e evaziune fiscală. Da, e foarte bine să aibă habar de matematică și să știe matematică. Sunt total de acord. Elena, cu asta, Elena, suntem de acord. Ascultați-mă puțin, că nu asta e până la urmă tema de astăzi. Eu vă înțeleg, da, că dumneavoastră spuneți că, domnule, n-ar trebui să se mai facă să nu mai fie șantajați copiii, de fapt, prin note, ca să vină la pregătiri și să plătească părinții profesorul. Cu asta sunt de acord. Dar în același timp n-aș generaliza și vă spun în felul următor. În momentul în care ai un deficit de ceva, primul lucru pe care trebuie să-l faci e să scoți impozitarea pe sistemul respectiv. Eu aș scoate, de exemplu, impozitele pentru pregătire particulară, pentru că ea vine în plus, cum o fi sistemul, așa, bun, rău, dar aduce ceva în plus la ceea ce nu reușește școala să facă. Sigur că nu e aceasta soluția. Soluția este să facă școala ce trebuie, dar tot e o soluție de avarie. 0372069599, vă rog să mă contraziceți dacă nu sunteți de acord cu mine. Bună ziua, Corina! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu cumva mă apropii ca părere de cel care a vorbit înaintea Elenei, cred că Vlad îl chema, și cred Alex. Că sistem... Alex, mă scuzați. Cred că trebuie să vedem puțin diferit lucrurile. Până la urmă, învățământul românesc a dat oameni de foarte bună calitate, care sunt apreciați peste tot în toată această lume. Care ce sunt? Inclusiv, sunt foarte apreciați în lume. De unde știți asta? Știți vă 2-3 să-mi spuneți și mie? Da, știu, am avut chiar mulți colegi de școală care au plecat, am terminat o facultate de drept în Cluj, la stat. Așa. Au plecat în străinătate și chiar pe sistem, de exemplu, american, au devenit avocați foarte buni acolo. Chiar și nu, credeți-mă, erau copii veniți de la... N-au plecat după ce au învățat dreptul în România să se facă avocați în Statele Unite, că e alt sistem de drept acolo. În România, ba da, și 6 luni și-au echivalat, studiile au studiat acolo și chiar am o prietenă foarte bună care a făcut așa. Îmi pare rău să vă spun, este un alt sistem de drept, trebuie să-l iei de la zero. Da, în 6 luni de zile l-a învățat și a devenit avocat acolo, dar cred că nu despre asta e vorba. Ba da, despre asta e vorba. Lăsați-mă să vă citesc niște chestii de pe blogul lui Petreanu din rezultatele testelor PISA, doar să găsesc. Deci s-au luat 7 domenii de interes și au zis, ia să vedem cum se plasează elevii din România. Deci sub nivelul 2 sunt... Atenție, 2 din 7, da? Sunt 38,6% dintre elevi. Sub nivelul 1B sunt 38% dintre elevi, dacă nu mă înșel. În vreme ce la nivelele superioare, 3, 4 și 5, se plasează doar 27,5% dintre elevii români. Dumneavoastră, Corina, vorbiți de cât? De 1%, de 2%, de 5%? Dintre okay, ei? Atunci am înțeles.
Vă dați seama că 70% sunt lăsați în urmă? Sunt lăsați, sunt aruncați într-o lume pe care nici nu o cunosc, nu sunt adaptați să se descurce, nu să lupte împotriva ei. Am înțeles, dar cred că sistemul și reformele care ar trebui să facă învățământ trebuie să plece de la personalul didactic. Eu cred că dacă am avea profesori dedicați meseriei lor și ar ști cum să abordeze problemele, cred că și modul de a învăța al copiilor, cred că am putea să-i adaptăm și pe copiii lumii în care trăiesc. Eu am doi copii, unul în clasa 3-a și unul în clasa 5-a. Vreau să spun că fac foarte multe materii, dar într-un mod foarte interesant, pentru că am găsit profesori și învățători dedicați meseriei lor. Eu sunt încântată de sistemul nostru de învățământ, pentru că copiii mei, de exemplu, sunt foarte buni la școală, le place, merg la școală cu tot dragul. Și niciodată nu s-au plâns că am avut 4 ore astăzi sau 5 ore pe lângă școală și credeți-mă, nu fac nimic suplimentar cu ei, doar când au o întrebare în plus, îi ajutăm. Le place, pe lângă asta fac și școală de muzică, la școală de stat de muzică, merg în fiecare zi câte o oră și nu sunt chiar deloc copii. Și atunci de ce spuneți dumneavoastră că ar trebui să începem cu calitatea dascălilor? Că așa ați spus mai devreme. Pentru că asta, nu vis-a-vis de mine. Eu nu aud tot timpul de faptul că, știu eu, profesorii nu sunt dedicați învățământului, că se gândesc foarte mult la bani. Da, calitatea profesorilor cred că face foarte mult în acest sistem. Ok. Vă mulțumesc, Corina. Hai, dăm linerul. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Uitați-mi de linerul ăsta. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă mai citesc apropo de calitatea dascălilor, tot de pe site-ul lui Petreanu. V-am zis, când e genial, Petreanu, n-ai ce să-i faci. El, alături de testele astea PISA, mai pune niște teste un pic mai vechi. Se numește studiul Thales din 2013, care nu măsoară calitatea elevilor, ci gradul de mulțumire, sau cum să zic eu, modul în care se consideră pe ei înși, se evaluează pe ei înșiși dascălii din România. 99,8% dintre dascălii români se consideră pregătiți sau foarte bine pregătiți. Iar în ceea ce privește conținutul disciplinei predate, 98,5% dintre ei se simt bine sau foarte bine pregătiți în privința pedagogiei, adică a modului în care ei știu să-și predea materia la școală. 0372069599. Bună ziua, Cristian! Bună, Moise! Sper să fiu suficient de coerent. Eu sper să fiți un pic mai aplicat, scuzați-mă, Cristian, decât toți ceilalți care au vorbit înaintea dumneavoastră, că e ușor să zici dascălii mai de calitate. Propuneți ceva concret, domnule. Eu nu vreau neapărat să propun ceva, ci doar să analizez o stare de fapt. Așa. De unde să ajungem la concluzia cu care am început, domnule, că suntem vai de steaua noastră, cei mai slabi din Europa? Poftiți! Nu. Eu nu am ajuns la concluzia asta și mă feresc să ajung la concluzii după atât de puține teste, ca să spun așa ceva, după atât de puține variabile. Referitor la reformele de care vorbeai încă de la început, aș spune că, înainte de toate, noi am dat cumva în mania reformei. Vrem câte o reformă în toate lucrurile. Lucrurile pe care le avem la nivel de învățământ, cred că sunt destul de bine puse la punct. Ar mai fi pus la punct baza materială, înainte de toate. Pe care nu mai avem. Asta nu cred că o poate contesta cineva. Vă contest eu acum. Ok. Deci eu contest ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci avem bază materială. Eu contest ceea ce spuneți dumneavoastră și vă pot arăta pe cifre că efortul națiunii noastre este astăzi de cel puțin 3 ori mai mare decât pe vremea comunismului. Din punct de vedere al efortului e undeva cam de 10 ori mai mare. Și vă dau și cifrele, dacă vreți, vi le-am mai dat la pastila Bizidei, cred că și la România în direct. Da, în același timp, aș vrea să vă atrag atenția că aveți dreptate în unele școli din România supraaglomerate, tocmai pentru că în foarte puține au mai rămas niște dascăli de calitate și alea devin supraaglomerate, toată lumea se duce acolo, s-au desfințat laboratoare, s-au desfințat săli de sport în multe exact cazuri. Exact la lucrul ăsta mă refeream. V-am înțeles, dar să știți că acestea sunt excepții. În cele mai multe cazuri avem școli făcute, renovate pe fonduri UE în România, care n-au copii în ele. Și pentru că numărul copiilor a scăzut foarte mult. Iar cele care au copii în ele nu au laboratoare. Iar cele care au laboratoarele nu au echipamentele. Sau, în fine, vorbim acum strict de niște laboratoare de fizică sau de chimie,
nu au reactivi, nu au o grămadă de lucruri care să le arate. Totul se rezumă la o planșă, la niște proiecții pe un perete și cam asta a fost toată povestea. Eu nu știu ce spuneți dumneavoastră și aveți dreptate. Da. Eu am prins mașina Van der Graaff și alte lucruri în laboratorul de fizică. Am văzut electromotorul, cum funcționează acolo. Da, am înțeles motorul Dacii lui Tata, cum funcționează după ce am învățat la școală, în clasa 7-a. Adică eu am prins acele laboratoare de care spuneți dumneavoastră. Am văzut ce înseamnă explodarea hidrogenului sau punerea lui în evidență cu un bețigaj, cu mojar la capăt și așa mai departe. Cu jar la capăt, da? Deci am făcut toate acestea la fizică, la chimie. În condițiile astea, Moise, cum poți atrage copiii către o materie dacă totul se rezumă la efectiv la informație scrisă? Vă povestesc dacă vreți. Fiul meu a avut în general și am și scris despre asta un profesor de istorie care i-a pus, neavând niciun fel de cabinet, nimic, a improvizat. Pentru că la istorie merge. Cum ar fi să improvizeze un profesor de fizică sau de chimie? Cu ce improvizează? Cu iaurtul și cu oțetul de acasă? Sau cu bicarbonatul de sodiu? Nu mai merge. Nu, sigur că da. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar problema cred că este oarecum marginală față de câte sunt în general. În fine, eu vorbeam de bază materială în general. Nu vreau nici să... Propuneți ceva concret. Da, nu vreau să consum nici timpul celorlalți în felul ăsta. Al doilea lucru de care vreau să vorbesc este cel de referitor la teste. Îmi asum faptul că nu știu foarte mult ce înseamnă testele acelea PISA, însă mă refer iarăși la o intervenție tot de-a ta de azi dimineață când spuneai că nu este o evaluare a copiilor, a nivelului copiilor, ci a nivelului școlilor. Este adevărat? Nu. Era Petreanu, nu eram eu. Da, de ce l-am vorbit azi dimineață în deșteptarea? Eu am așa ceva restrâns acolo, se numește pastila vizidei. Mai fac și eu confuzie. Nu e nicio problemă. Asta arată că n-ați fost la cor în școală, spre deosebire de mine. Așa, nu, n-am fost. N-am niciun fel de ureche muzicală. Să vă spun în felul următor, testele astea PISA nu măsoară în mod necesar câtă matematică știi. Ele măsoară câte cunoștințe ai în general, nu. Sunt mai multe lucruri. Cum le măsoară ei dacă testele nu se fac cu copiii? Nu vreți dumneavoastră să citiți? Ba da, cu copiii se fac. Nu vreți să citiți blogul lui Petreanu? Ok, bun. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Bună ziua, Natalia. Bună ziua. Vă ascultăm. În mare parte sunt de acord cu antevorbitorii mei. Doar că aș dori ca reforma să fie început ieri. Și nu cu vorbiri și cu puse pe foaie, pe hârtie, în Parlament sau așa. Aveți copii? Direct în practică. Da, am copii. Cât de mari? Momentan e la grădiniță, deci e pisic. Doar că i-am pe ai prietenei mele și cei apropiați și văd cât au de învățat și ce au de învățat. Iar vreau să întreb, așa, nu mă prea pricep, a meu oricum e micuț. În Franța, că se tot face aluzie la cum e în afară. În Franța, spre exemplu, au până luni, marți și miercuri au ore. Iar joia și vinerea au ore speciale, la modul fiecare ce își dorește să facă în cele 4 ore de stat la școală. Nu e chiar așa. E ce spuneți dumneavoastră, dar nu e chiar așa. Natalia, ce propuneți mai concret? Eu propun să se înceapă din momentul ăsta, să se înceapă revizuirea materiilor și a orelor pentru copii. Eu asta cred că e cel mai repede de făcut. Iar încă nu problema, sistemul de supraveghere online a părinților mi se pare foarte corect și cred că ar da foarte mult... Ar da roade mari. Bine, Natalia. Emoții mari. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Vorbiți normal, de-aia v-am întrebat dacă aveți copii și că sunt de mari, ca un părinte al unui copil care nu e în școală. Noi, părinții celor care sunt în școală, ne temem de schimbări care îi bulversează. În general, eu nu prea mă tem, sincer să vă spun, pentru că eu cred că mai rău decât a ajuns școala românească nu poate fi, decât fără școală deloc. Să vă spun așa că e bine când ai copii mici, pentru că după aceea, după ce începi liceul și după ce îți dai seama că s-ar putea să-și dorească mai mult și mai mult, simți așa cum se apropie momentul ăla și începi să te temi. Te gândești, o să plece din țară.
o să plece din țară, țara asta n-am reușit să o schimbăm suficient, o să îmbătrânești singur, se duce pe acolo, se îndrăgostește, se însoară sau se mărită, se căsătorește, iar tu rămâi cu regretul că n-ai putut să faci nimic și că ai stat în acești ani, că am stat pur și simplu și că am ratat și că am pierdut vremea și că în final la asta se ajunge. Bună ziua, Cristian! Cristian! Nu e Cristian? Băi, nu e Cristian. Este Amalia. Bună ziua! Bună ziua, Moise! Eu sunt o proaspătă mămică de copil clasa pregătitoare. Deci a început școala de câteva luni și deja m-am lovit de minunatul sistem de învățământ al nostru. Ce pot să spun este că, în primul rând, eu consider că învățătorii trebuie reformata, pentru că bănuiesc că 90% din ei toți știu să învețe cum să scrie, cum să facă, dar nu au noțiuni de dezvoltare personală, de motivare a copiilor absolut deloc. De exemplu, copilul meu a început foarte motivat școala, încă n-am ajuns în faza în care să zic că nu vreau să mă duc la școală, dar în fiecare zi nu m-a observat. Bătaie de joc, la scris, scrieți foarte urât, nu sunteți cuminți, sunteți răi, nu vreau să te mai văd la școală. Adică, părerea mea, să ai o învățătoare bună, e loterie curată, dacă nu te interesezi dinainte. Și învățătorii, în afară de faptul că știu că trebuie să învețe pe copii programa aceea care s-a dat, nu au altă înclinație sau altă deschidere de a mai intra în mintea copiilor. Și cum ar trebui să arate mai exact sistemul ăsta de internet? Am discutat, de exemplu, cu învățătoarea și am zis, da, haideți, chiar dacă nu vă place cum ați scris cu tare literă, lăudați-l, spuneți-i, îmi place cum ai făcut litera asta, azi ai făcut mai frumos ca ieri. Zic, na, haideți să încercăm și metoda asta un pic, să-i încurajăm pe copii, nu? Adică e un stil din asta deja de marginalizare sau de etichetare, că ăla-i rău, ăla nu-i cu minte, cumva de un sistem de învinovățire. Și al doilea aspect, de exemplu, că mine ca mamă singură, mi-am dat seama că ar trebui înființate școli cu program prelungit, cum sunt și la grădinițe, pentru că tu un copil de 6 ani, de 7, de 8 ani, nu poți să-l lași singur până la 12 la școală și n-ai altă variantă decât să te lași de servici ca să-ți facă copilul clasele after school. 4. Da, în after school. Ați auzit azi dimineață discuția despre after school de la Deșteptarea? Că a continuat foarte interesant. N-am făcut atâta promo emisiunii Deșteptare. 100 de lei pe lună toate aceste chestii. Ok, dincolo de asta, opiniile referitoare la after school, poate facem o dată o dezbatere separată numai despre asta. Opiniile referitoare la after school sunt de asemenea împărțite, pentru că nu întotdeauna ceea ce fac copiii acolo la after school este tema așa cum trebuie ea făcută. Da, asta e o altă discuție. Vă mulțumesc, Amalia. 0372069599. Bună ziua, Mihai. Salut. Eu aveam cumva două perspective pe discuția asta. Sunt și profesor universitar și sunt și tată al unor copii care sunt la grădiniță și în primele clase la școală. În principiu, din punctul meu de vedere, suntem undeva 20 de ani după niște reforme care cred că pot fi citite într-o singură cheie, indiferent ce au zis ele mai departe. Cum să dăm mai puțin bani în învățământ? Da? Iertați-mă, realitatea vă contrazice. Chiar dacă suntem încă în urma bulgarilor, ne apropiem de 4% din PIB. Realitatea nu ne contrazice, pentru că să avem la nivelul Europei Centrale și de Est cele mai mici salarii la nivelul sistemului de învățământ. Deci la salarii ziceți dumneavoastră se reduce totul. Ce anume? La salarii spuneți dumneavoastră se reduce totul. La salarii se reduce calitatea personalului uman care vine în nivelurile de foarte de jos în învățământ. Atât timp cât eu am angajat un muncitor necalificat să-mi sapă un canal în curte care este plătit cam cu 1.000.000, 1.500.000 și un învățător este plătit cam cu jumătate într-o zi. Da, 150 de lei versus, eu știu, salariu de sub 2000 de lei al unui învățător, atunci... Comparăm mere cu pere, Mihai. Nu, comparăm faptul că un om care acum termină școala se poate face săpător de canale sau se poate face învățător. Și dacă vrea să câștige mai mulți bani, se face săpător de canale. E punctul dumneavoastră de vedere. Eu vă spun în felul următor, efortul acestei nații, inclusiv cu salariile, dar cu educația în general, a crescut și crește în continuare, probabil că va crește. Da, în același dar, timp însă... Este la nivel comparativ exact acolo unde sunt și rezultatele studenților noștri.
Din păcate. La nivel universitar n-aveți această problemă cu salariile, din ce știu eu. La nivel universitar nu am această problemă în comparație cu cei din învățământul primar și din cauza asta am tot respectul pentru munca lor. Dar dacă fac Dar rezultatele la nivel universitar sunt de asemenea senzaționale, se știe. La mine la facultate vin studenți care termină bacul cu 9 sau cu mai mult. Deci minim nota 9. Problema este că dacă le dau acestor studenți de învățat 10 pagini de astăzi până mâine, probabil că doar 20% vor reuși să facă asta. Pentru că nu sunt învățați să învețe. Exact. Okay. Da, chiar dacă au rezultate. Deci scuza dumneavoastră este că din facultate ies oameni nepregătiți, pentru că ei vin nepregătiți din liceu și pe un lanț al slăbiciunilor înapoi, totul pleacă de la școala primară, unde de fapt nu sunt bine plătiți educatorii și dascăli în general. Da. De acolo, nu numai bine plătiți dascălii, dar este, ce spunea și o persoană care vorbea mai devreme, investiția în școală, în laboratoare. Acum faceți o divagație. Stați să rămânem pe această temă, că e importantă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Putem face așa cum doriți dumneavoastră, dar revenind la comparația mere cu mere, iar nu mere cu pere, dacă, de exemplu, am mărit norma didactică de la 18 ore, căci atât muncește maximum pe săptămână un dascăl în momentul de față, spre deosebire de 48-60 de ore ale celui care sapă canalul. E greșită, sigur că da, dar doar haideți să facem un exercițiu așa, o flotare logică. De fapt e aritmetică, nici măcar nu e logică. Dacă o mărim de la 18, să zicem, la 21 de ore pe săptămână, adică o oră în plus în 3 zile din săptămână, deja putem să facem rost de fonduri suplimentare pentru salarii de cât? De aproape 30%, nu? Greșesc? 3, 18, 6, nu, mai puțin, 20%, poftiți. Lucrează tot 40 de ore pe săptămână, la fel ca un orice alt angajat, chiar dacă nu stă propriu-zis în sala cu studenții decât 18 ore. Dacă adăugăm 3 sau 5 sau 10 ore în norma lui, practic îi luăm din timpul de pregătire. Sunt convins, v-am mai povestit că am intrat pe site-ul edu.ro și am constatat acolo pe forumurile profesorilor că Elodia Ghinescu era principala temă de dezbatere. Ceea ce înseamnă bine, asta era acum niște ani de zile, vreo 5-6 ani de zile. Ceea ce arată cât de mult pierdeau dascălii respectivi cu OTV-ul, domnule. Iertați-mă. Deci sunt convins că ei se pregăteau în timpul respectiv pentru la școală cu o ureche doar la OTV. Aici vine din nou calitatea personalului pe care putem să-l plătim la nivelurile mici și probabil că cel mai bine ar fi nu doar salarii mai mari, ci salariile acestea trebuie asociate cu nivelul elevilor. Nu, de ce nu le asociem cu elevii, cu nivelul profesorilor? Eu sunt de acord, v-am zis să le dublăm salariile. Profesorilor se reflectă în rezultatele elevilor lor. Mihai, sunteți de acord să dublăm salariile? Cu niște criterii de performanță. Adică cu niște examene? Cu examenele de acum, dar... Ba nu, hai să scoatem toate posturile de profesori din țara asta, inclusiv cele ale titularilor, să le scoatem la concurs și să dublăm salariile ca să atragem oameni pregătiți. Este o soluție care poate să dea rezultate. Este o soluție care distruge un sistem de inamovibilități, care în momentul de față este mai puternic în învățământ chiar decât în magistratură. Și care, vă asigur eu, va fi apărat în continuare în principal de sindicatele din educație. Asta este viața lor. Și nu numai, întreg sistemul și inspectoratele și toate astea. Toată lumea știe cum se ia titularizarea, pe ce posturi și unde, și toată lumea știe cât e șpaga. Doamne, dacă o cauți pe internet, cred că găsești această informație și cu ajutorul lui Google. Dar hai să ne prefacem că nu știm despre ce e vorba. Cu ce începem, vă întreb eu astăzi, și nu mai avem multe minute. Sebastian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Mă bucur să fim la radio după multă vreme. Scurt și la obiect. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să redefinim clasa. Să o ducem de la 36 de elevi, cât este astăzi. 30. 25, 30. Nu mai sunt 36. 36 nu mai sunt nici de pe vremea mea. Să știți, eu am fost în clasă de 30. Eu de 33. Ca idee, mă rog. Sunt ceva ani de atunci. Dar să ducem clasa la 15 elevi și să ne putem ocupa de ei în așa fel încât ei să fie performanți și să nu avem nevoie de teme pentru acasă. Să lucrăm cu ei la nivelul clasei. Deci să nu studieze deloc acasă, nici măcar o oră, cum zice noul nici măcar ministrul educației? Nici măcar o oră.
fac parte, să spunem, dintre persoanele care au reușit să învețe foarte mult la clasă. Și dacă stau și mă uit retrospectiv, uneori cu un ochi critic, pot să spun, nu am făcut nicio temă pentru acasă, deși i-am primit. Am fost amenințat cu nota 2, am fost scos la tablă. Sunteți genul de chiulangiu. Putem să spunem și așa, dar am fost olimpic. Cunosc, am învățat. Cunosc foarte bine genul dumneavoastră, Sebastian. Da? Asta presupune, da, știu ce înseamnă, nu mi-l tăia pe Sebastian. Asta presupune o atenție sporită, adică o capacitate de concentrare, e o chestiune care se exersează. Da, ca să ajungi în facultate să citești odată și să iei 7, asta înseamnă și numai în facultate, și la liceu, și tot timpul. Totul e o capacitate însă de atenție, de sinteză și așa mai... Când spunem analfabeți funcționali 40% sau peste, ne referim la faptul că oamenii citesc, știu să citească, dar nu înțeleg ce citesc. Asta este realitate, din păcate. Iar dumneavoastră vreți să trecem în partea cealaltă, în care copiii doar ascultă ce le spune profesorul, că este atât de interesant încât nu mai au nevoie să repete acasă. Cred că vorbim de Star Trek, domnule. Cred că suntem în 2230. Curând, se poate. Am văzut de curând o oră prezentată la școala americană din București. Mă rog, nu-i facem reclamă, da. O oră cu un profesor nativ. Scurtați mesajul că am depășit deja cu un minut și spațiul alocat emisiunii. M-a furat timpul. Da. Scurt și la obiect. Profesorul era un lider. Profesorul implica toți copiii în acea discuție. Okay. Trebuie să schimbăm conceptul. Trebuie să schimbăm foarte multe. Din păcate, această emisiune s-a terminat. Ne mai auzim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.